Bună seara! Bine ați venit! Haideți că avem mult de lucru. Și eu doar o să urez succes de plin și de casă domnului Mitică Vezem, pentru că sunt multe lucruri de spus despre această expoziție consistentă și sigur că și domnul critic Lucian Stroich și mai ales pictorul însuși o să ne vorbească despre această frumoasă expoziție. Da, s-a instituit o tradiție altfel interesantă ca Mitică Bezen, după ce trece prin furcile caudine ale prietenilor, să se prezinte în fața dumneavoastră. Dar de data asta nu știu dacă are atât de mult curaj, să vedem. Am pierdut șirul numărul expozițiilor, dar în orice caz în ritmul acesta de 4 expoziții pe an, oficiale, nu mai știu câte sunt neoficiale, ne pot spune liniștit că ne aflăm în fața unui fenomen. Ghinionul lui Mitică Bezem este că s-a născut în secolul 20 și nu într-un secol renascentist. Atunci ar fi avut ocazia să se bată cu mari pictori care lucrau cam în stilul acesta, adică câteva lucrări pe zi. Ce nu făceau ei, reușeau ucenicii, dar în cazul de față, Mitică are mai multe mâini, una pentru maestru, una pentru ucenici, dar peste toate, rezultatele sunt remarcabile de fiecare dată. Ștefan Potop avea foarte mare dreptate. Este o expoziție grea din punct de vedere al criticului, pentru că, deși nu suntem atât de ușor, nu suntem prea vulnerabili când e vorba de creația unui artist, mai ales unui artist cunoscut, de data asta, multitudinea de lucrări, circa 70, te obligă să structurezi materialul pictural în câteva linii de forță și, bineînțeles, să marcăm și lucrurile inedite sau, în orice caz, propunerile pe care de fiecare dată Dumitru Bezem ni le propune, ni le oferă. Și am să încep o structurare alta decât cea de pe Simeze cu florile. Și trebuie spus că de fiecare dată florile lui Dumitru Bezem au ceva din calitatea celor vii, au o strălucire interioară și mai ales sunt proaspete.